Viața cu lui. Cred că l-am copt prea mult. Era mai mare când l-am pus în cuptor. M-am gândit să mănânc o bucată de carne înainte să sosească rudele. Vă place de ziua recunoștinței, nu? Era sărbătoarea preferată a mamei. Îi plăcea să gătească. Începea cu o lună mai devreme. Pregătea o mulțime de mâncăruri. Uneori pregătea 400 de kilograme din același preparat. Cartofi dulci. Apoi încerca să ți-i bage pe gât la cină. Mănânc o porție de cartofi lui, mai sunt destui în cuptor și în garaj. Restul e la familia Johnson. Mamele voastre au procedat vreodată așa? Ați mâncat tot și ați ajuns la desert. Deodată se ridică și țipă. Afinele! Am uitat de ele! Adule lui! Sunt pe raftul al doilea! Mamă, am trecut la altfel de mâncare. Și îți dai seama că îmbătrânești când imediat după ce ai terminat de mâncat, cauți un loc să te întinzi. Vă urez o zi a recunoștinței minunată. Vizionare plăcută. A patra zi de joi din noiembrie. Iată, uită, ce nenorocire! Probabil vă întrebați cum se face că o petrecere absolut normală de ziua recunoștinței s-a transformat într-un asemenea dezastru. Vai de mine, iată, uită! Cunoașteți manevra Heinrich? Dacă l-ar vedea perișoara Sophie! E o poveste interesantă. A început în miercurea dinaintea zilei recunoștinței. De ce trebuie să joc rolul curcanului în fiecare an? Vreau să fiu Squanto. Ești singurul care știe replicile curcanului! Dacă îmi joci odată rolul curcanului, nu mai scap toată viața. Te rog, lui, la anul vei fi Squanto, pe cuvânt de directoare. Vor râde de mine. Nimeni nu va râde de tine. Vor cloncăni. Nimeni nu va cloncăni la tine. Doar anul acesta, te rog. Voi coace pâine pentru sărbătoarea recoltei. Eu voi aduce porumbul, chiar dacă i-am învățat pe pelerin cum se cultivă. Nu sunt sigur de ce am fost invitat. Cred că trebuie să zbor. Hei, lui, să-ți auzim cântul. Glu, 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 glu. Ce ai de spus în apărarea ta? V-am spus că mă vor necăji. Auziți cum cloncăne toți? Ăsta nu e un motiv să te arunci peste copii. Patru copii sunt la cabinetul medical cu mușcături de curcan. M-am împiedicat. Cum vrei să descopere copiii semnificația zilei recunoștinței? Ar putea să citească o carte. Luni dimineața vei prezenta un referat în fața întregii școli despre semnificația zilei recunoștinței. Înțelegi? Dar nu cunosc semnificația zilei recunoștinței. Până lună vei afla. Altfel vei fi exmatriculat 2 săptămâni. Aveam 5 zile la dispoziție să aflu răspunsul. Paleta. M-am gândit că e cazul să încep imediat. Formulița. Termometru pentru carne. Burete. Mamă, care e semnificația zilei recunoștinței? Toată lumea știe. Plăcinta cu dovleac. Plăcinta cu dovleac? Firește, pe de o parte e umplutura de dovleac, pe de altă parte foile de plăcintă. Două entități total separate, dar combinate și coapte la 170 de grade, formează un preparat delicios. Iată semnificația. Nu scrie nimic despre asta în cărțile de istorie. Lui, privește cu atenție semnificația zilei recunoștinței. Pa, mamă, mulțumesc. Încă o dată mi-ai fost de mare ajutor. Cu plăcere, dragul meu. Da. Mă și vedeam spunând în fața întregii școli că semnificația acestei sărbători e plăcinta cu dovleac. Era timpul să apelez la altcineva. Vii să mă ajuți, Danny? Da, vin imediat. Mi-e mulțumit, ticalos mic. Hai, tată, ai puțin timp liber. Sigur, nu mă băga în seamă, nu e nevoie să mă ajuți, fac puțin yoga. Ieri discutam cu prietenii mei despre semnificația zilei recunoștinței. Mi-am zis că, dacă știe cineva, tu ești acela. Sigur că da. Sunt un izvor de cunoștințe. Semnificația zilei recunoștinței, da? Ca orice altă sărbătoare, provine dintr-un cuvânt latinesc. În traducere liberă înseamnă oameni enervanți adunați. Mulțumesc, în casa ta. Nu, vorbesc serios. Așa a început totul. De câte ori apăreau oameni enervanți în casa ta, ziceai că e sărbătoare. Lui, Andy, ajutați-mă să pregătesc masă. Nu pot, sunt ocupat. Bunica, să nu așez lângă geam, o să răcească. Vărul Kate nu trebuie să stea lângă bunica, îi datorează bani.
mătușa Silvia nu vrea să stea lângă vărul Joey pentru că odată a făcut comentarii despre perucă. A durat mai mult de o oră, dar abia terminaserăm jocul complicat al familiei Anderson când... Unchiul Sammy va sta în capul mesei. Sammy, cine l-a invitat pe ăsta? Andy. Tata nu îl putea suferi pe unchiul Sammy și nu pentru că era vărul mamei sau pentru că nu făcuse armata. Îl ura pentru că era bogat și pentru că mereu avea grijă să-i amintească asta tatei. Ce? Nu l-a invitat regina Elisabeta anul acesta? Îngrezinu sărbătoare ziua recunoștinței. Și așa ne întoarcem la întrebarea mea. Care e semnificația zilei recunoștinței? Știe careva? Știu locul ideal pentru drăguțul de Sammy. Va avea propria sală de mese. O să-i placă la nebunie. Andy, Sammy poate să stea lângă mine. Știi, ar trebui să-i dai o șansă. Ce vrei să spui? În fiecare an insistă să taie curcanul de parcă ar fi casa lui. Ce naiba? Păi, ne-am împrumutat banii ăia, știi? I-am dat înapoi! Ce mai vrea? Sânge? În fiecare an povestește aceeași întâmplare. Cum îi pasă că stră bunicul lui spăla puntea navei Mayflower? Lăudă rosul! Asta e semnificația zilei recunoștinței lui. Odată pe an te întâlnești cu toate rudele și încerci să faci să creadă că duci o viață mai bună decât a lor. Acum înțeleg. Cu fiecare an, petrecerea de ziua recunoștinței lua amploare. Așa că mama se trezea tot mai devreme să pună curcanul la cuptor. Când se va coace? De Crăciun? Și ce dacă? Îl servim crud! Ce mai contează câțiva microbi în plus în familie? Se va coace. Avem destul timp. Nu deschid eu. Pe la prânz au început să sosească. Tatei îi plăcea cel mai mult această parte a sărbătorii. Mere, Keith! Mă bucur că ai venit. Fii atent. Keith, mă bucur să te revăd. Te caută bunica. Vai de mine, a venit deja? Silvia, a mai trecut un an. Îți vine să crezi? Scuze că am întârziat. Urmărește-mă, te rog. Silvia, sărbători fericite! Ador coafura ta! Joie de vină? Ce ți-a spus? Arăți super, Mimi! Mătușa Mimi e supărată de pe vremea lui Eisenhower! Nu vorbește cu nimeni! Mimi, dragă! Tu ești sufletul petrecerii! Să-ți iau haina, draga mea! Nu, că nu stau mult! Pe la ora 1, casa noastră liniștită devenise câmpul de luptă al rivalilor din familia Anderson. Mai ciudat era că singurul care se simțea cu adevărat bine era tata. Cine bea vin? Silvia, ador puloverul tău. L-ai croșetat singură? Nu mă îndoiesc. Wow, ce fel de medicamente i-ai dat tatei? Pilule de fericire? Nu, dar nu a venit unchiul Sammy. E 2:30, nu mai vine. Gata. M-a sosit în curând. Te iubesc, bunico, dar ca întotdeauna delirezi. Hai lui, cheamă-i pe copii, e timpul pentru meciul anual de fotbal. Ce mai stați? Ce meci anual de fotbal? Cine crede că suntem? Familia Kennedy? Roșu 21, verde 34, armata e pe cer. Mi-ești luat tatată? Mor de frig. Gata, copii, să începem. Domnule Anderson, aici! Aruncă-i aici! Aici! Ce naiba e asta? Ce-i cu zgomotul ăsta? Hei, tată, e unchiul Sammy, a sosit! Marfă, hai să-l întâmpinăm, veniți! Ce conduce de data asta domnul Saci cu bani? O mașină decapotabilă, sport? Ceva mai mare! Ma, o mașină nemțească, o limuzină luxoasă? Un avion cu două motoare, cu turbopropulsie! Ce? Nu vine să cred! A sosit Sammy! Lui, adu-m lansatorul de rachete! Regret, tată. Cunoști regulile stupide ale mamei. Fără depozit de armament în curte. N-ar fi trebuit să fiu de acord. La mulți ani, Andy! Mulțumesc și ție la fel, Sammy. Ce zici de noua mea jucărie? Am văzut altele și mai mari. Adevărul e că tocmai eram în toiul meciului de ziua recunoștinței, Sammy. Cine te crezi, Kennedy? Anulează-l! Voiam să-i duc la plimbare pe copii pe cerul acesta minunat. Întreabă-i dacă vor, dar nu cred că sunt interesat. Urcați, copii, să pornim! Le cumpără dragostea. Nimeni nu o să te acuze de așa ceva. Ai dreptate, nu e așa că voi să te plimbi cu ei? Să mă plimb cu un avion particular pe deasupra cartierului într-o zi ca asta? Nici vorbă.
N-am mai văzut un curcan ca ăsta. Nu se coace. Poate stricat. Poate că s-a lipit. Sammy a reușit din nou să acapareze totul. Andy, ar trebui să fii mai amabil. Încearcă să se recompenseze. Nu are familie. E inutil. Poate că ar trebui să renunți. Oamenii ăștia vă scot din minți. Hai lui, începe meciul dintre armată și marina. Nimic nu e mai plăcut decât să urmărești meciul cu tăticul tău. Ca întotdeauna ai dreptate. Unde e bunica? În bucătărie. Bine, bine, ia $10, puștule. Ține acolo. Ce are televizorul tata? Dintr-o dată ai devenit perfecționist, ce? Hei, glu. Sărbători fericite tuturor. Mă bucur să te revăd, surioare. Semi, cum a decurs zborul? Am ajuns la timp. Stai puțin. Începe parada de ziua recunoștinței. Am sponsorizat un car alegor. Îmi pare rău, Sammy, dar urmăream meciul de fotbal dintre armată și marina. Oh, nu e în direct. A fost azi dimineață. Marina a câștigat cu 6 puncte. Cum? Hai, parada e o tradiție de ziua recunoștinței. Nu vrei să-mi vezi carul alegoric? Îmi pare rău, Sammy, dar mă uit la fotbal. Paradele ar trebui să aibă loc de ziua veteranilor. Oh, deci asta era problema. De ce n-ai zis așa? Era să uit că aveam minunea asta în avion. Vreau să-l duc înapoi la magazin. Îl schimb cu unul mai mare. Tată, știm deja cine a câștigat. Da, dar nu știi câte ratări au fost. Ai și numele ratările. Ai văzut șutul ăsta? A fost extraordinar. Nu, lui! Cum a fost? Iată și carul meu. Propriul meu fiu. Până și zului. Nu-i nimic, dragă, nu-i nimic, o mandăm noi ceva. Au scos de curând o pizza delicioasă de curcan. Dar nu putem servi pizza de ziua recunoștinței. Încercați la restaurantul chinezesc. Cina! Gata, ocupați-vă locurile, să începem să mâncăm. Te-am căutat peste tot, bunico. Ia-l-o, fiule. Aha, avem de discutat. Îmi datorezi $5, puștule. Pentru mine, petrecerea e distrusă. Ascultă, Pice, fără bancuri pe seama părului meu, e clar? Nu vorbesc cu tine. Și cu tine oricum nu vorbesc. Există vreun loc mai prost la masa asta? Să începem, copii. E ora mesei. Ah, dacă nu vă așezați acum la masă, nu o să auziți povestea mea despre ziua recunoștinței. În sfârșit, semnificația sărbătorii. Mai de mine, ia începe. Noiembrie 1620. Plymouth Rock, o corabie pe nume Mayflower, plină cu peste 100 de călători curajoși din Anglia, pelerinii, a sosit în sfârșit în lumea nouă, America. Au fost întâmpinați de indienii Patuxet. Scutește-mă! Toată lumea știe că indienii Patuxet dispăruseră deja în 1620, din cauza pojarului. Ascultă, Andy, cred că am tot dreptul să spun povestea zilei recunoștinței. Zău? Nu vreau să mă laud, dar realitatea e că familia mea se află aici de mai mult timp. Serios? Adunați-vă, micii mei pelerini. Noiembrie 1610, Plymouth Reef. Exact, Sammy, cu 10 ani înainte, stânca ce era încă sub apă. Indienii Patuxet încă prosperau. O corabie cu vikingi din Norvegia rătăcea din Oceanul Atlantic până când s-a izbit o stânga și s-a scufundat. Toți au pierit în ocean, cu excepția unui viking norocos, pe nume Gunther Anderson. Singur, pe un țărm străin, fără prieteni și fără familie, Gunther trebuia să înceapă de la zero. Da. Bun venit, căutător cu corne. Ce ai în lăz? Pentru voi, dragi prieteni, Herinci. Bun. Ce bun. Herinci? Exact. Lăz cu herinci. Stați jos, copii, e destul loc aici. Gunther, prietenos cum era, a fost acceptat repede în trib. Herinci bun. Se pare că ți-ai găsit o prietenă. Micul nostru viking a descoperit adevărata dragoste. Și ghici cine l-a întâmpinat 10 ani mai târziu pe stră bunicul tău, domnule întârziat la masă. Intru și le-a de așteptat. Picior mic, adu-mi muscheta.
Günther. Asta e adevărul. Nu avea familie, dar avea toate bogățiile din lume. Günther Anderson era un personaj tragic. Mie îmi spui, acum e timpul să tăiem curcanul. Fac eu onorul. N-aș prea crede, Sammy. Dar am avut rude pe Mayflower. Era un mus. Încă de una tai eu curcanul, e o tradiție. E timpul pentru o schimbare, domnule Mayflower. Ascultă-mă cu atenție, băiete. E curcanul meu, e petrecerea mea și e casa mea. Dacă vrei să tai un curcan, fă-ți rost de o familie. Și se întâmplă un adevărat accident nuclear. A avut loc o reacție în lanț. Unde ce mi-ai făcut? Când ai de gând să-mi dai banii? Când vei înceta să mă calci pe nervi? Mai precis când a zburat porcul! Hai, spune, spune! Recunoaște că nu-ți place peruca mea, nu? Nu, nu mă deranjează peruca ta, dar restul mă scoate din sărite. Era o dezbinare a familiei Anderson. N-am avut ce să fac până când... Dar ce-i cu familia asta? Am văzut semnificația zilei recunoștinței zburând spre geam. Ei bine, atunci ai intervenit tu și lucrurile au luat o întorsătură bizară. Crezi că se simte bine? Iată un copil care adoră plăcinta. Cine îl poate condamna? Ai gustat? E delicioasă. Bunico, în legătură cu datoria, ați văzut că e un cec mâine dimineață. Mâine, la prima oră. Nu faci griji, ce plăcintă bună. Și mai sunt 12 bucăți în bucătărie. Nu am vorbit serios despre peruca ta, adică părul tău. Nu, ai avut dreptate. Nu trebuie să mai ascund adevărata împățișare. Ta-da! Deci, prăzim împreună mâine. Na, se poate recupera. Ce tot spui? Cine e compromisă? Nu, televizorul are nevoie de un tub nou. Pun pariu că acest curcan e mai bun. Sammy! Ce-ar fi să-l tai tu? Sammy? Unde e Sammy? Pleacă. Poftim, de ce? Păi nu știu, cred că s-a simțit tare jignit. Ce? Dar ce ai spus, bunico? Sammy! Nu pleca, prietene! Ce-am făcut? Am distrus petrecerea de ziua recunoștinței. Ce face Andy? O mică plimbare pe aripa avionului te menține în formă. Îmi pare rău pentru tot ce am spus mai devreme. Nu, Andy, mie îmi pare rău. Nu am vrut să intervin în familia ta. Nu, la asta mă referam, eu am greșit. Când vrei să împruți, o familie apelează la noi, bine? De fapt, dacă îmi faci o ofertă atrăgătoare... Mulțumesc, Andy. Ai pierdut partea cea mai bună a cinei. Plăcinta cu dovleaca neveste-mi. E noroc că ți-am adus o bucată, mai e destul acasă. Dă-mi voie să intru și să te ajut să întorci. Te superi cumva. Dacă voi conduce eu la întoarcere, o să-ți arăt câteva manevre de bază. Îți aparține, cumnate? Inamicul e în față! Inamicul! Lunea următoare mi-am prezentat referatul. Doamnelor și domnilor, iată semnificația zilei recunoștinței! Nu am avut prea mult succes. Mi s-au pus la dispoziție 2 săptămâni ca să continui cercetările despre ziua recunoștinței. Nu știam la cine să mai apelez. Îmi întrebasem toate rudele. Pentru mama conta plăcinta cu dovleac. Tata susținea că importantă e tăierea curcanului. Iar eu? Pentru mine important e că am o familie la care să apelez. Și sunt recunoscător pentru acest lucru. Vreți plăcintă, doamna directoare? Ce zici, Andy? Acum ar trebui să-l redresezi. Andy? Dar nu crezi iar că suntem în timpul războiului. Andy?